30 de copii au fost evacuați în condiții de siguranță din internatul de la liceul de chimie Voievodelu din municipiul Zalău. Un apel efectuat de către o profesoară solicitau pompierii la un incendiu care a izbucnit într-o cameră a internatului. Ajunși la fața locului, aceștia au lichidat flăcările care au cuprins o saltea și păturile din încăpere. Din fericire, nu au existat victime, iar datorită intervenției prompte a pompierilor nu au fost afectate și alte încăperi. Cauza este în curs de cercetare. Deocamdată nu s-a stabilit ce a provocat incidentul. Detașamentul de pompieri Zalău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Polisuma județului Sălaj a fost solicitat să intervină astăzi în jurul orelor 15:30 la un incendiu izbucnit la o cameră a internatului liceului Voievodelu din Zalău. Ajuns la fața locului, pompierii au constatat că se afla foarte mult fum. Din fericire, incendiul a fost lichidat rapid. Cauza probabilă de incendiu este în curs de cercetare. A ars doar o saltea și mai multe elemente textile care se aflau în cameră. Au fost deteriorați pereții respectivei camere. Au fost evacuați în condiții de siguranță aproximativ 30 de elevi care se aflau în internat în momentul izbucnirii incendiului. În cameră nu se afla nimeni la momentul producerii. Incendiul a fost anunțat de către o profesoară care a văzut fumul gros care ieșea din imobil. N-am date. Vino la sala Dracula Gym, unde poți beneficia de benzi de alergare, biciclete, plăci vibrante, multe aparate de fitness și culturism. Aici ai instructori personali specializați care te vor ajuta să slăbești sau să-ți tonifici musculatura cu programe individualizate. Prețul unui abonament pentru elevi este de 60 de lei, iar pentru adulți de 70 de lei pe lună. Ne găsești pe strada 22 decembrie 1989 la numărul 10. Pentru mai multe detalii poți suna la numărul de telefon 0744 247263.